Salutare toată lumea, eu sunt Felix și bine v-am regăsit la un joc nou, un joc super fain. Apropo, eu filmez noaptea ca să se pună clipul dimineața, deoarece durează ceva până se aplaudează acum pe YouTube și trebuie să filmez noaptea. Sunt nebărbirit, sunt nespălat pe cap, trebuie să fac și duș, trebuie să-și editez ca voi să aveți clipul de dimineață, așa că rupeți butonul de like, vreau să ajungem la peste 5.000 de like-uri. E un joc foarte fain, l-am găsit și am zis, băi, vă iubesc și trebuie să punem jocul. Chiar este primul joc în care chiar ce desenezi se întâmplă mo-ta-mo. Deci efectiv, e și puzzle, este și fain și când l-am văzut am zis, pentru voi, îl joc, că vă cam place și genul ăsta de jocuri. Și se dezvoltă și creativitatea. Bun, ăsta este șeful de la lucru, arată ca și Hitler. Și nu vreau să știe că ăsta a întârziat. Și trebuie să desenem o linie, desenez o linie. Și când o desenez corect, autorul face linia și am sărit peste ca șeful să nu ne vadă. Perfect. Ne pricepem incredibil. Incredibil. Următorul nivel. Omul acesta vrea să vândă înghețată, dar este ploaie și cine vrea să cumpere înghețată pe ploaie? Trebuie să desenăm un sun, adică o soare, un soare. Uite un soare. Arată ca, nu chiar soare, dar e bun. E o floare. N-am mai că desenez soare. Na, uite soare, ești mulțumit? Na, asta e soare? Ești mulțumit? Perfect. Well done, are eu Picasso. Așa vreau să fac soarele. Ideea este că dacă ai făcut corect soarele, ai trecut nivelul mai departe. Îmi zice ce să desenez, dar eu ca și gamer va trebui să desenez, deci eu am meritul. Într-un nivel. Acesta este omul care stă pe telefon, întinge pe toaletă. Câți dintre voi faceți asta? Unii dintre voi sunteți acum, fac pariu. Și na, asta este generația. Dacă ai net, stai. Desenezi un cui. Desenezi un cui. Nu înțelege ce asta. E cui! Are asta de la cui care bat și bățul. Na, e cui. Perfect. Ești geniu. Spargem balonul și ăsta după aceea a scăpat telefonul. Perfect. Să aveți folie la telefon sub de protecție. Următorul nivel. Dumbbell. Ce tare sunt eu. Păi să mai fac eu gantere în plus și mai grele. Na, care le și pe astea. Dublă greutate. Boom. Hai că tare. Kick ass ball. Deci chiar ne surcăm foarte bine și se dezvoltă imaginabilitatea și creativitatea. Computer mouse, mouse de calculator. Dacă nici gamerul nu se pricepe la mouse de calculator, să-mi ziceți voi mie. Mouse de calculator. Ca bum bum. Is that a steak? Na, uite cu fir. E mouse acu. Na, e bun. Geniu. Ești un geniu, este un mouse de calculator. Șeful îi zicea că de ce stai? Păi, deci le facem atât de rede. Sunt și gamer, sunt și... știi cum e și... o lanternă. Vreau să... Da, lasă, nu-ți dau acum raid, că mă scoate din joc. Hai, lasă-mă să închid asta. Trebuie să desenez o lanternă, că ăsta stă pe întuneric. Desenăm o lanternă. Desenăm o lanternă. Desenăm o lanternă. Bum! Cum n-ai înțeles? Este lanternă! Frate, îi chestia asta, așa da, bățul. Îi ăsta așa. Îi ăsta așa unde aprinde lanterna. Și e chestia asta așa. E plăcut așa. Bun, avem o lanternă. Perfect. Care este următorul nivel? Că mă descurc cam bine, îmi iau pe camisete. După ce le editez jocul, să mă bag direct în duș. Deci ăsta vrea să meargă în club, dar nu poate să intre, să facă o mustață. Face o mustață. Cea mai ciudată mustață. Cea mai ciudat... A, n-a făcut-o bine. Văd să văd dacă mă acceptă. E bine? E bine? Perfect, o mustață. Ha-ha! Mi-a nu prea și mustață dacă autorul m-a acceptat. Ai o surpriză, deschide. Nu, e cu reclamă. Ce n-ai chestiune la reclamă în timp ce joc un joc pe joc? Poate după. Oh my god! Ăsta a făcut ceva urât mirositor. Și asta nu mai poate. Desenez un ventilator. Desenăm un ventilator. Hai, e bun. E ventilator, hai. Perfect, ai desenat un ventilator. Aaa, și s-a dus mirosul spre ălalt. Hai că ne pricepem. E prima oară când joc jocul ăsta și... se pare că mă pricep destul de bine, zic ce eu. Vreau să desenez o lună. Asta mă împușcă. Luna? Păi luna e un cerc, așa, și cu... anumite cratere pe anul.
prăjitură. Na, uite, desenez semiluna. Eu zic că e banană. Luna. Cerc? Nu înțelege. Ceas? Bă! Dacă desenez așa. Așa. Și așa. E luna? Perfect, luna! S-a transformat în lup. Ce tare! Luna mea e cam grasă, o dai bine. Deci dacă nu știți să treceți de la locul ăsta, uitați-vă la Gamer. Vreau să joc de pe telefon. Să desenez un scaun. Bine, dar desenez ca ăla, așa. Na, ești mulțumit ca să dispară scaunul. Da! Sunt împiedicat. Oh, give them hell. Bate cu toți. Bă, ce-mi place. Let's smash it. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, un scorpion. Oh my god. Ce se întâmplă acolo? Oh nu, vreau să dea în el. Ce-i asta? Ce joc este? Draw a vacation. Să desenez o vacanță. Tokyo, Japan. Mergem în Tokyo? Desenez un șarpe. Oh. Ce șarpe fain. Hai să ne atunci un șarpe. Și l-a dat șarpele pe șef și acum nu mai este concediat. Asta. Mi-a dat și bani și pepene și hint. Exact ce-mi trebuie. De hintul o să poate-l folosesc o dată doar așa, dar desenează o furculiță. Dacă la mâncare mă pricep. Na. Furculițion. Ce e asta? Munte? E furculiță! Nu mă, e furculiță. Uite, furculiță. Na, uite așa. E bună furculița asta? Nu se lege. Hai că fac furculița așa, groasă aici așa, da. După aceea fac așa. Așa. E bună? Bă, asta e furculiță din asta americană cu două. E bună acum? Cum se fac o furculiță? Păi. E bun? Ziceți că asta nu-i furculiță. Nu-mi prea. E bună asta? Nu-i mână. Uite o furculiță. E bună? Vede o mână. Așa, acum ai furculiță? A, cum ai furculiță? Mai să dau la hint. Așa vrea, numai conturul! Ce-i drept? E mai clar numai conturul. Bă! Mai înainte mi-a arătat cum se face și tot n-am făcut-o bine. Spune că e bine acum. O sirenă. Deci, furculițele se fac destul de greu, după cum se vede. Cavatorul ăsta, deși am folosit hintul, ar fi trebuit să se prindă cum e furculița. Știi ce? Am eu impresia. Am impresia că el pune cumva furculița pe care o are el peste furculița pe care o am eu. Bă, mă uit pe net cum se face o furculiță. Dă-o încolo de treabă. Te încolo. Fork. Gata, să scriu acum o furculiță. Uitați aici furculiță, așa că se vede. Și o să încerc să fac pasta. Hai să vedem. Să mă uit. Deci, aici e mai groasă așa. După aceea e lunguiață până aici. De aici vine așa și subțire așa. Așa, și aici puțin mai groasă. Vine așa, una din mijloc. Nu știu dacă, cred că era deja. M-am dus pe alte căi. Așa, și de aici vine așa. Vine subțire și așa. E bună? Nu-i bună. Nu-i bună. Ce frumos să mai fac eu ăsta? Hai să încerc asta. Vine așa, și așa. Și așa, da. Așa. Și de aici vine așa. Și așa, și de aici vine așa, și așa, și așa.
Nu-i morcov! E bun acum? Nu-i morcov ăsta. Ah, te dau înapoi pe asta. O să fac poză. Deci căutorul ăsta aș bate joc de mine. O să fac poză la chestia asta. Să fac tâmpenia asta. Uite, fac exact cum este aici, așa, cum am din poză. Așa. Nu! Ce n-am făcut bine? Am făcut exact ca a ta. E nu chiar exact. Deci, jocul ăsta a început fain. După aceea a devenit foarte greu. Hai, mă! De la chestia asta ești de acord că e furculiță? Ia uitați-vă. Bătaia de joc. Am folosit două hinturi. Bă, hinturile sunt importante. Măr, he-he. Măr. Ca tu măr în cap, în timp ce pufata. Vede, de ce trebuie să pufata? Mă blas Google aici, poate m-am nevoie de ceva. Trebuie să scot. Ce trebuie să mai desenăm acum? Ia stai puțin. Așa. Fire truck. Mașina de pompieri asta s-ar putea să fie dificilă. E bună? Mailbox. A mers! Ha! N-am știut cum am făcut asta, dar eu am vrut să fac altceva. Adică am vrut să o fac, dar am vrut să fac chestia aia deasupra. A mers, no thanks. Motor nivel. Îmi place jocul ăsta. Un om nivel. Alarm clock. Perfect. Ceasa deșteptător. Hai că tare, nivelul 15. E bine, spurcăm. E bine când te descurci, că altfel o încurci. Hai de mine, ce să stea? Un loc random, 500. Îmi dă altfel de creion. Asta e mai greu, nu, dăm-l pe ăla dinainte. Am dat $500 ca să-mi dea un creion care nu pot să-l folosesc. Hamburger! Dacă nici la mâncare nu o percepte. Hamburger! Ia uite ce aleg acum după hamburger! Ce-aș mânca un hamburger? Hai că ne pricepem! În afară de ăla, dar nu este ne-am priceput bine. Mașină de spăla vase. Că și-o murdărit hainele s-o... O făcut în pat! Facem o mașină de spăla vase, facem o mașină de spăla vase. Așa o fac. Și gata. Bum, bum, bum. Bă, ce fain e jocul. Chiar ce desene se întâmplă, pe bune. Mai bea apă, că mi se atea. Par de vin. Cum vezi tot morcov? Na. Păi și cum să-l desenez? Stai puțin. Wine glass. Acum okay, am apăsat pe altceva. Am apăsat pe altceva! Ah! Pentru cum nu vei avea, nu știu, e așa, o chestie așa, e așa, și după aceea vine așa. Perfect! Pahar de vin. Eu nu beau vin, dar nu știu cum se bea. Iai, pentru rec... Nu, lasă, nu am reclamat, lasă, nu, no thanks. Motor nivel. Skateboard, asta știu. Da, stai. Vine așa... Așa... Și... Așa... Și așa... Mergem pe skateboard-ul până la școală. Sau crezi tu, plecăm de skateboard de la școală. Golf club. Crosă de golf, ca să-l bată pe ăsta. Cred că e ceva de genul... Așa este... Ceva de genul așa. Perfect, excelent, o crosă de golf, battle! O la bătaie că eu stricam morcovii. Bă, ne pricepem chiar foarte bine, nivelul 20, îmi place. Weight of love, oh my god. Femeia, asta nu mai poate dă dragoste și asta sară pe el. Stai să vedem ce se întâmplă. Eu cu greutate ca să ajungă el la ea.
Da, fai. Parcă văd că sunt diferit. Drawing around the world. Acum am fost în Tokyo, acum unde mergem? În Cancun, Mexico. Fii fain acolo. Telefon. Mă, lasă-mă. Telefon. Telecomandă. Ușă? Telefon nou. Păi știu, nu știu cum se fac telefonul ăsta nou care este. Păi știu cum se fac din la vechi. A, merge. Am văzut din ăsta vechi. Vedeți că merge din ăsta vechi. Ha-ha! I-am prins din ăsta vechi. Era greu de forma la el. Era foarte greu. Surprise box. No thank you. Motor nivel. Traffic lights. Semafor. Bine. Semafor, a desenat un semafor. Ah, ce tare jocul. Da. 50. Mersi, banii buni. Următor nivel. Foarfecă. Da. Hai că e bună și asta. Perfect, o forfecuță. Ca să tăiem asta, ața. Nivele sunt foarte faine. Chiar îmi plac. Cât mă costă un creion nou? 500, să dau pe unul nou. Îmi dă lollipop-ul. Cum desenează lollipop-ul? A, desenăm cu roșu. Hai să încercăm. Spangen. Ii, ce nu-mi place. Spangen are un fund mare, un cap mic și o grămadă de picioare. E fain, dar nu pot să desenez cu Spangen că cu lollipop-ul, că s-ar putea voi să nu puteți să vedeți bine. Așa că fac înapoi pe creionul ăsta. Ius. Dar l-am desfăcut, că cine știe cât de interesant este. Măcar să vedeți și voi ceva interesant. Umbrelă. Că-i cade asta în cap. Ce tare jocul, bă, dar chiar trebuie să ai imaginație să desenezi. Chiar trebuie să ai imaginaționes. Motor nivel. Tufișă. Tufiș. Excelent, o tufiș. Ca să mergi cum se... Oh, nu mă vede fata. Asta e spion. Weight of love. Chiar ne pricepem foarte bine. Nivelul cookie, prăjiturică. E gata. Păi un cerc. Și face anumite chestii pe ea, știi? Cookie. Prăjiturică. Ah, ce bun, ce-aș mânca o prăjiturică din asta, așa cum au americanii. Cookie-uri sunt foarte bune. Ați de cumpărat, dar n-am încredere asta de magazin. Nor. Ciu. De ce ai nevoie de un nor? Ca să mergi pe nor, ca să-ți iei pălăria din copac? Bravo, fetiță! Bă, îmi place mult jocul ăsta. Nu credeam că sunt atât de faine jocurile astea de puzzle pe remote control, telecomandă. Parcă m-ai desenat odată. Telecomandă, puteam să fac doar cu două butoane. E foarte fain. Bă, deja, deci facem atât de multe nivele, îl rupem. Bine că ne înțelege. Soc, șoseată. Acum se ne spa asta. Călcăiul. Aici e șoseată! N-ai bun asta? Cum să fac? Așa? Bine că ai înțeles din asta. Șoseată murdară ca să-l trezească. Deci din altele nu înțeles, din asta înțeles. Hai să mai facem una singură. După asta, catch me if you can, prinde-mă dacă poți. Ce e cactus ăla? Nu înțeleg care e faza. Îl împinge la ca să meargă pe cactus. Stai că nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Draw your vacation. Și acum o să mergem în Hong Kong, China. Facem una singură. Sea turtle, o din asta țestoasă de mare. Dar nu mi se...
E testoasă de mare, așa. Am făcut o testoasă de mare. Așa merge pe ea. Jocul este foarte fain. Haideți să vedem câte nivele am făcut noi până acum. Trebuie să desenăm un lanț. Desenez lanț altădată. Noi am fost la nivelul 32 și mai sunt... Sunt multe nivele, frate! Wow, wow, câte nivele! Wow, wow, ok, bun. 5.000 de cocolaicuri și instant când s-au făcut 5.000 de cocolaicuri... A doua zi filmăm din nou. Nu uitați să apăsați butonul de like, eu mă duc să fac un duș. Mă pun să dorm după ce editez și ne vedem data viitoare.